Bună dimineața! Uitați, prieteni, ce-mi face Câmpeana. Un suc de mere roșii, mere verzi, portocale, lămâi. Prietenii, fac că a fost un pic de suc. O, asta cum o cheamă? Am uitat. Grefă. O grefă. Am uitat cum o cheamă. Am uitat de la brodă. Îmi pui și persică. Păi dă doar un suculeț așa pentru mine, că am fost beută. Ai fost de la... Am fost beută, prieteni. De nu faci și eu cafea. Păi? Nu-ți fac și ție o cafea. Nu mai vrei să-mi faci, a? Prieteni, am fost beută. Mi-a făcut Câmpeana o supă. Yes. O supă. O supă mi-a făcut doar. Hai să dă. Păi nu, că mie mi-ajunge, că nu vreau să mănânc, că ne-a trimis carne, ne-a trimis armale de la botez, ne-a trimis omul de toate. Unde e pisica? Mă rog să-l iau din centrală. Ne-a trimis oamenii, că am fost prezenți acolo, ne-a trimis armale, ne-a trimis de toate. Dar... Câmpeana face o supă, de fapt mi-a făcut o supă. N-ați cafeaua, deci unde e pisica? Păi spunea că pisica e aici. Hă? Unde e? Nu e pisica aici, ai deschis ușa. La centrală. Cât a plouat, ne-am săturat, uitați, nu e băltoace. Santuzo, avem mai multe pisici. Unde e pisica? Mă, prietena ta, unde e? Hă? Unde e, mă? Uitați că ne-au adus oamenii. Câmpeana, frești de toate portocalele din pădure, toate fructele din pădure. Au. Câmpeana are grijă de mine, mi-a făcut supiță. Și acum face un fresh de mere verzi, mere roșii, lămâie, portocale, ce mai era pe acolo? Grefă. De toate. Bine, n-am nimic, nu mă doare capul, nu nimic, doar că așa un pic, nu? După alcool, știți cum e. Mă, Santuzo, unde e pisul? Unde e pisul, lumina? Pisul? S-a dus la pisul. Stai că nu te filmezi. Uite-mă pe mine, acelea. Le-ai spus la prieteni că nu m-ai făcut pe mine papa Cronță? Aaa, îmi cer scuze. Cineva a luat... A glumit cu lumina. A luat mergul meu. Scoate și tu lumina ăla de acolo. Ce, n-am voie să spun numele tău? Păi unde ești? Ia și aparatul și ca să ne face suc. Ia de-mă gură, rupem, rupem. Prea mult. Blonda, îți mai tăia așa? A? Blonda? Da. Hai că povestesc acum. Prieten, ce tot aveți cu mine, prieten? Hai, mi-aduci fureșul acum. Stai să-l termin, mă. Care era, prieten? Cum îmi pregătești tu mie? Da, prieteni, am
Cineva mi-a luat vlogul, filmarea. Cred că știți cine mi-a luat. A legat el din mai multe vloguri, că am făcut-o pe câmpeana. Vezi, doamne, cum dansam cu blonda. Și câmpeana, cum te-am făcut? Câmpeana, cum te-am făcut? Ha? Cum te-am făcut? Ați auzit? N-am vrut să spun eu. Câmpeana, ci că am făcut-o Baba Curanța. Aia din desene. Câmpeana, cum să te fac eu Baba Curanța? A văzut ea. Că am făcut-o, auzi, Baba Curanța și că o luam pe blonda aia și jucam cu ea. Oricum mi-am cerut iertare. Oricum câmpeana e unsă, câmpeana știe, câmpeana nu se supără că știe că eu sunt de Caterinca. Știe cum sunt eu. Dacă nici câmpeana nu mă știe, apoi de 30 de ani, cine oare mă cunoaște pe mine? Știe că eu glumesc cu fetele, cu alea, Caterinca, când sunt la o nuntă, la un botez. Eu fac Caterinca. Dă și mie o brichetă. Cum? Eu spuneam că tu... Eu fac... De ce? Cum adică te-am făcut Baba Curanța? Păi nu l-ai spus în lumina unde stătea, asta e Baba. Și prietenii aia răi, a zis că mi-ai zis mie, ai zis prima dată te iubești și după aia ești o Baba Curanța. Dar nu l-ai spus că nu mi-ai spus mie. Păi nu, dar lasă câmpeana, că oamenii știu câmpeana, că noi vorbim cu lumea, nu vorbim noi prostii acelea. Da. Ce vrea, imediat te prinde când greșești cu ceva. Cum și după greșești? Aia copiată și pe Mădălina. Au. Pe Mădălina, lui Tomiță, unde spunea... A băgat-o și pe Mădălina, că e un bărbat frumos. Deci uitați-vă la vlogul ăla. Că câmpeana-i vrea, da, măi, oameni buni, ce aveți cu mine? Exact. Oameni buni, am fost și eu acolo, m-am distrat, da. Bune, chiar am simțit nevoia, chiar voiam să... N-am mai fost de mult la o nuntă, la un botez și chiar am avut nevoie să... La mine, câmpeana, v-am zis de ce, că nu vreau iar răspunsul și iar scrisuri de alea pomenice. Dă-mi și mie o brichetă, Lumina. Că, vezi, doamne, de ce n-ai luat-o pe câmpeana, pe Mădălina? Deci, într-adevăr, câmpeana a rămas acasă. Davila Durumăsava. Pe Davila Durumăsava a fost la Craiova, i-a scos nervul și plângea și nu s-a mai dus, pentru că a stat Mădălina cu el numai în pat, în plapumă. Pentru că era și foarte fric și ploua într-una. Cât că ați văzut la nunta acolo, era un fric, eu de-aia în băutărie, că mi-era fric. Și... Ce? Eu știu cum e că na, lasă că mai sunt nunți, mai e, a, noi suntem sătuți. Doamne, de ce să nunți de astea, de ce să zic. O să mergem. Și nu știu, ce mai vreau să spun. Cam atât. Hai că revenim de la sucul ăla care îl bem așa și mai povestim. Am pornit motorul. Vedeți cum se face mere. Mere verzi, mere roșii.
portocală. Portocală. O lămâie. Iar o portocală. Un kiwi doar. Fiața cum îi spune? O grefă. I-am dat culoare. Vai de mine, uite mama cât merită. Ai Hristos, maică, toate fructele, o grămadă să vină în sată, le mănânc eu așa. Păi mama, că a rămas acolo să faci plăcintă. Curindura de lemn. Ca să nu băgăm fier în ea. Ai băgat un măgăr și e băgăși în mică. Aia spălată. Păi ce are mama? Ne miroasă. Doar să nu miroasă mama. Spălată. E spălată, mă. Să gane tot țânga. Țiganii, tot țiganii. Hai cu pahare. Hai afară să bem. Țiganii fur. Mamă, și aici sănătate pură. Florine, sănătate, dă-ne pahare. V-ați împăcat? Nu. Cum nu? Eu nu vorbesc eu. Azară, ce? Azară toată noaptea, am căutat-o pe câmpiană. Păi ce, ai căutat-o pe câmpiană? Păi și noi am căutat-o pe aia, pe Blonda. Pe Blonda, am căutat-o pe Tito. Hai, 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 hai afară, mamă, hai. Hai că aici n-avem mult. Am căutat-o pe Setor. Hai, mamă, hai. Ce fac copii? Ce fac copii? Am găsit o verișoară de aia, a zis că o cunoaște. Sacudo, ce fai, sacudo? Beția, uite ce beau acum. Bă, ce? Nu, 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 în bucătărie mă duc și uite ce frumos e. A, vorbi cu el, Doamne ferește, uite-i. Ia pare. După ce Florine m-a făcut și baba croanța de lui prieten. De unde, cum unde? Ai văzut ce a făcut la lucra? Mă, te-ai rămas pe TikTok, ați luat pe până târziu. Dacă tu l-ai lăsat singur pe jos. Ai matale grijă de el, dar matale așa vrei? Mama, și-a făcut de capul, s-a văzut fără câmpeana. Da, a intrat cacalul. Ce faci, Santuzi? Juca și el cu toate țigățile. Păi, dacă n-ai venit cu el... Astru, lasă să-l ia. Hai, beți, du-ți toți câte puțin. Trebuie să fac mai mult. Mama, după beția asta... Ia de mi. Caramele, mă. Mine obiști tu. Nicât mai... Delu, Denis, ia. Uite, i-am dat tare, are. Ia pe asta, bine. Am și spărare să-mi beși pe ele. Pare. Ce să facem? Cum adică te-am făcut baba Franța? Da, să vezi cerul prietenii și după aia copiatul și pe Mădălina Rutoviță. Unde spune că, că ce are lumea cu mine. Păi nu am așa bune. Așa să vezi. Beți cola. Luați mere, vezi, portocale și puneți și beți. Păi da. Și dimineața și seara. Și beți aduclată. Nu-i așa lumină? Nu, bem whisky. Am băut numai conea. Am băut și... Mă, cum adică cum căutam Blonda? Blondo? Bă, eu am auzit că spune să... Să dea numărul de telefon. Nu. Ba da. Nu. Nu ce dea numărul de telefon. Mă, azi noapte... Rugai lumea pe TikTok ca să dea distribuire, că poate ajunge la ea. Păi nu, că oricum poate mă urmărește.
Mă urmărește Blonda. Adică te urmărește? Am zis că eu fac, sunt YouTuber. Și chiar poate mă urmărești Blonda. Nici nu știu cum te cheamă Blonda. Poate... Scrie la comentarii. Poate este de o fană de a ta, poate este o fană. Poate se uite și ea, că mi-a cerut numele de YouTube. Ți-ai găsit fani acolo. Ți-ai găsit fani. Ce are bun? Ia picletă. Uite, vezi ce frumos e acum și ieri. Cum ploua și mie mi-era frig, eu de-aia am băut coniac. De-aia am băut whisky. Păi și pe mine m-a tras acolo umbrela aia. Era curent, era frig, de-aia n-am luat-o pe Câmpeana și pe Mădălina. Prieteni, nu vreau să inventez iar ceva, să-mi scrieți iar. Scrieți părerea voastră, asta e, dar nu vreau să răspund la mesajele alea mai așa. Pentru că Câmpeana n-a venit, a rămas acasă cu Lumina. Gata, prieteni. Ce? Nu, las că nu te-am făcut Câmpeană, baba, Franța, că nu e acolo. Nu mai vorbesc cu tine, în Franța ne păcăm, dacă ne păcăm acolo. Păi? Vezi, mamă? S-a supărat pe mine, auzi că... Nu mai vorbește cu mine, auzi că... Am dansa cu Blonda. Poate e o fană. Dar spuneți că nu a fost frumoasă Blonda, poate ne uită, poate să ne vede și ea. Mă, cum ai dat-o cu Blonda? Că te vedeai, te uitai numai la sânie, te uitai. Aia, auzi, mă, așa e. Nu a fost cu minte. Cum să fie, ai luat-o după... Blonda a venit și l-a luat de mână să joace cu ea, nu el. Nu, mă, n-am fost eu cu minte. M-ai rămas ca să am pus-o așa, te uitai. Deci, mă, Igor, ia auzi ce spune mama. N-am fost eu. Nu mai am întâlnit. De ce am făcut? De la masă ai luat-o razna prin dvor, nu știa din patul dansatoare pe care îi sui. Pe toate le-am luat. Da. Era patul, trei din aia dansatori. Ce erai? Mama, așa se face ca diritul. Îți făceam cu mâna să vii. Mai care închierea? Stai un pic, da. Dar ce făceam? Ce spuneam? Că nu, deci n-am deranjat pe nimeni, chiar am frumos. Așa se distrează la un botez. Și vreau să stau... Dar ai luat-o razna după feste, prin... Să stau cu minte, așa se stă la o nuntă, la un botez, să faci caterincă frumoasă, să simte lumea bine. Să stai ta santuzo. Eu nu-s de ceartă, nu caut ceartă, nu nimic, nu deranjez pe nimeni, dar am făcut atmosferă, așa se face. Să joci, să danseze, ei fetele, să iei... Ce mă, ca tine. Te-ai îmbătat degeaba unde ai fost la petrecere la cumnată. Cum degeaba? Te-ai îmbătat degeaba, n-ai făcut. Ai văzut că... Unde-i vlogul? Păi n-am făcut vlog. Păi de ce? Păi cânta muzica. Și ce era cânta muzica? Cânta boxe. Păi cânta boxe, nu era muzica. Da, bine. Și eu ce-am făcut, mama? A fost frumos. Nu mi-a plăcut. Păi de ce? S-a făcut odată că ai luat-o așa. Făceam cu mâna, așa! Ce era frică de Câmpeana, că mă dă Câmpeana parte pe... Te-ai împăcat cu el! Nu! Nu te-ai împăcat! Nu! Și chiar la neamurile ei, acolo... Ai spus o grămadă de bani! Da! Ce-am făcut? Câmpeana ca Câmpeana, dar se uita soacră-ta la tine din fund de acolo, era mai în spate acolo, se uita la tine! Da! Vai de capul meu, băi! Mai ales cum n-ată tu, mamă! Și dacă ea de la tine, mamă! Zii, mersi că ai scăpat acolo când luai bătaie, știi cum? Iauzi, luam bătaie. De la cine luam bătaie? De la soacră-ta. Așa, Câmpeana? Da! Păi cum așa? Așa! Noroc că era mama lângă tine, că dacă nu era mama, veneau și te băteau ei acolo. Și tu? Ai bătaie. Bine că erai tu acolo. Nu, mă, era mama, mă, dar pe bune, dacă nu era mama, venea să te băteau și te băteau acolo, te rupea cu două. Și pe aia o lua de părți și băi. Nu, prieteni, că eu știu cum, eu n-am treabă. Da, n-ai tu treabă, dar... Da, bă, dar era frumoasă Câmpeana Blonda. Și Câmpeana nu e frumos. I-am dat ăsta, Leo, poate ne urmărește și ea la televizor.
Pe cine îți place mai mult? Pe câmpeana sau pe blondă? Pe câmpeana. TikTok-ul i-a dat. TikTok-ul? Nu mai era să facă TikTok, de-aia face TikTok. Asta a dat de până târziu și ca lumea pe TikTok să dea distribuire, că poate ajunge la ea. Păi și stai puțin, ce? Mă, n-am problema greșit. Ce ai făcut, problema ce mai faci în continuare. Aseară ai fost tu, beat, nu mai a fost el. Salut, salut! Vă sună Claudia. Mai puțin prieteni, mai puțin, urmăriți zilele astea. O zi, două, trei, că... Plecați în Franța. Vă din aeroport. Da, știi din să vorbești? Aeroport, din avion, din avion. Gata, prieteni, vă mulțumim. Țineți aproape, abonați-vă la noi. Abonați-vă mai puțin, prieteni, abonați-vă la noi, dați un share, un like, că o să vedeți unde aterizăm mai puțin. Bine, prieteni, vă dorim o zi plină de bucurii, minunată și sănătate multă, prieteni. Azi e lunea, vă pupăm!